Surse din mediul politic susțin că, totuși, rocada guvernamentală va avea loc până în data de 1 iunie. Mai exact, imediat după 25 mai, zi de sărbătoare națională a poporului român, când este celebrată în fiecare an de ziua înălțării Domnului și ziua eroilor. Schimbul de putere între PNL și PSD tărăgânează de mai mult timp și pentru că actualul prim-ministru, liberalul Nicolae Ciucă, nu s-a hotărât ce post va ocupa dacă va rămâne în viitorul guvern. O altă problemă ar putea fi aceea legată de Marcel Boloș, ministrul proiectelor europene, minister care ar trebui să treacă la PSD în schimbul transporturilor. Acelea surse spun că președintele Iohannis și PNL sunt însă mulțumiți de Boloș și nu ar vrea să-l schimbe, dar nici nu vor să renunțe la transporturi. Nici președintele Consiliului Județean Hunedoara, social-democratul Laurențiu Nistor, nu-și dorește schimbarea ministrului Marcel Boloș și a apelat la sprijinul divin pentru ca acesta să rămână pe post, ca urmarea a unei bune colaborări, chiar dacă fac parte din partide diferite. Am dat toți preoții din zonă să roage ca să rămână în continuare ministrul fondurilor europene. Nu e nicio laudă sau ceva. Mă mulțumesc că, deși nu suntem în același partid, este un ministru pe care am spus-o și la noi în partid și îl dorim să rămână în continuare la fondurile europene, fiindcă rar ne-a fost dat un om să colaborăm. Declarația a fost făcută în timpul conferinței de presă de la Deva, la care a participat secretarul de stat, Cilo Hegeduș, cu ocazia evaluării programului România Atractivă, județul Hunedoara fiind primul din Transilvania și al doilea din țară la contractarea proiectelor cu finanțare europeană prin PNRR.